Bună ziua! O să fim ceva mai conciși pentru că domnul prim-ministru Garibashvili merge la Parlament pentru întâlnirea cu președinții celor două camere. Îi spun bun venit domnului prim-ministru Irakli Garibashvili la București și mă bucur că s-a oprit la București venind de la Bruxelles. Pentru că România este unul din cei mai hotărâți suporteri ai integrării în Uniunea Europeană și în NATO pentru Georgia. Vreau să felicit guvernul Georgiei și pe primul ministru personal pentru că anul trecut la Vilnius a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană și îi urez cu titlu personal să fie primul ministru al Georgiei care semnează și aderarea la NATO a țării sale. Vreau doar să adaug faptul că dincolo de sprijinul României pentru parcursul european și atlantic al Georgiei, avem proiecte comune economice, în special, și mă refer la domeniul energiei, acolo unde proiectul Agri și alte proiecte de energie pot să se dezvolte acum în noul context regional. Iar în plus, cei doi miniștri ai agriculturii, participanți la discuția noastră, au stabilit o colaborare extrem de importantă în acest domeniu. Și mă refer în mod special la ceea ce România a făcut deja împreună cu Republica Moldova, și anume asistență pentru dezvoltarea legislației și a sistemului în domeniul agriculturii care să respecte standardele europene. Același lucru vrem să-l facem și cu Georgia. În final, vreau doar să adaug un lucru pe care l-am spus deja domnului prim-ministru. Toate țările Uniunii Europene vorbesc și sprijină, și asta e foarte bine, Ucraina. România sprijină întotdeauna cel mai mult Republica Moldova, dar cred că este în interesul și datoria noastră să nu uităm de Georgia, țara care a avut curajul să fie alături de Uniunea Europeană, de NATO, într-o regiune atât de dificilă, și să sprijinăm poporul georgian în acest efort extraordinar pe care îl fac. Ladies and gentlemen, I'd like to express my sincere gratitude to my dear friend, Prime Minister Ponta, for his warm welcome and hospitality. It is a great pleasure for me to be here today in your beautiful country. Georgia and Romania really enjoy a long-standing friendship rooted in a centuries-long history and our shared rich with Christian Orthodox relations, traditions, and the Antim Monastery of Bucharest, for example, founded by Antim Iverianu, is a clear demonstration of the strong bonds between our countries. And I'm delighted that our bilateral relations between the two countries and two nations have been strengthening over the years, and today's meeting provided an excellent opportunity to discuss how we can further deepen our cooperation in various fields. And I'm pleased that today we have signed the program of cooperation in the fields of culture, education and science, mass media, youth and sports. As our cultures, artists and science, sportsmen and youth in general need further promotion by governments, we have once again reaffirmed our common conviction to develop and expand the cooperation in mentioned fields. And I'm delighted that our bilateral relations are getting stronger, and we're developing economic and trade relations between the two countries. It is a top priority for my government. We have agreed that we will work closely to increase trade turnover, expand business activities, and promote investment opportunities. In this context, we have discussed regional energy and transport projects contributing to the regional development by fully utilizing existing potential. We talked about agri project. We also spoke about the development of the Europe-Caucasus Central Asia Transport Corridor. Georgia's European integration and accession to NATO were high on the agenda of our discussions today, as Prime Minister Ponta mentioned about it. We want to express our gratitude towards your country, dear friend, and your personal contribution. We feel your very strong support in this field. And I want to underline that Romania was the first EU member state to ratify the EU-Georgia Association Agreement just days after its signature. And I want to thank you again for this. We also spoke about the upcoming Riga Summit, which is very important for Georgia.
And we intend to proudly showcase the tangible results of this reform process and stand as a success story and a reliable partner of the European Union in our region. The effective implementation of the association agreement and the finalization of the visa dialogue with the European Union are the top priorities of my government, and Romania and the Prime Minister is helping us a lot in this process. Of course, we also spoke about the regional security issues, situation in Ukraine, Georgia. I shared my concerns with Prime Minister Ponta about the ongoing situation in my country, in the occupied regions, about the treaties that were signed recently by Russia and the occupied regimes in Sokhumi and Skin Valley. And in this context, Georgia highly values Romania's consistent support. Also, as an EU member state, Romania plays an important role in promoting security and stability on the ground through its significant contribution of 39 monitors to the UMM in Georgia. And in closing, dear friend, Prime Minister, I'd like to once again thank you for your warm hospitality. It is a pleasure to be here in your beautiful country.